Doar câteva zile ne mai despart de anul 2022, la cumpăna dintre ani, nelipsitul foc de artificii va face trecerea în noul an. Se pare că cei mai mulți dintre ieșeni au de gând să evite aglomerația și să nu iasă în stradă. Cam bolnav și stau acasă cu nevasta, copiii plecați și facem acasă, în familie. Nu voi participa, de mulți ani nu mai particip, am niște probleme de sănătate și chiar nu-mi permit să stau. Și cu pandemia mă feresc ca dracu' de tămâie, cel mai bine. Nu m-am vaccinat, nici nu mă vaccinez, dar mă feresc și stau mai mult în casă. Nu stau în oraș, dar probabil chiar dacă stăteam nu participam. Nu prea vă plac așa aglomerațiile? Nu, mai ales în condițiile actuale. Noi nu prea suntem cu mulțimile astea de oameni, dar... Eu stau chiar la blocul de acolo și le văd de la bloc, dar nu afară. Nu voi participa deoarece merg în Maramureș la părinții mei. De aceea, de altfel, participam. Ați fost bănuiesc an de an. An de an am fost și sunt foarte încântată de tot ce se întâmplă acum, de toate ornamentele din ea și vara și iarna și tot. Mulțumim domnului primar, nu știu, primăriei, cine se ocupă de... toate aranjamentele, mie îmi încântă ochiul. Puțin sunt cei care se încumetă să iasă în noaptea de Revelion pentru a privi artificiile din centrul orașului. Posibil și să participăm, să vedem cum face soțul tratament aici, la IRO, și dacă ne programează să fim la tratament, o să fie probabil și foc de artificii, să vedem. Aici, da. Parțial. Parțial, nu toată noaptea, dar cât o să putem. Spectacolul va începe la ora 20 și se va termina după miezul nopții. Ieșenii sunt invitați să se bucure alături de artiștii care vor concerta în noaptea dintre ani. Artiști precum Direcția 5, Mircea Baniciu sau artiști locali, cum ar fi Daria Bahrim.